Salutare prieteni, sunt DJ Green Sound și a sosit Behringer X32 Producer. Sunt foarte încântat și vreau să-l văd neapărat în lucru, dar astăzi vom face doar unboxing, adică o să vedem exact cum arată acest mixer, o să vă explic cam ce puteți face cu el. Până atunci, haideți să-l desigilăm. După cum vedeți, Toma nu se ocupă foarte bine, nu vreau să le fac reclamă, dar îmi place foarte mult cum îmbalează produsele și tot ceea ce am comandat de la ei, ceea ce contează foarte mult pentru siguranța produselor pe care le comandați de la ei. Moș Crăciun! Asta trebuie să dau lui Sasha. Și aici avem cutia cu mixerul Behringer X32 produs. Încă o cutie. Power by Midas. Dacă nu știați, vă spun eu acum. Cei de la Behringer au cumpărat marea companie Midas. Așa, deci ce avem aici? Avem urechile pentru rack. Eu aș fi vrut să dau comandă și de un rack, dar momentan nu m-am hotărât de care, pentru că vreau să păstrez cât mai în siguranță mixerul. Așadar, foarte important este că nu trebuie să mai dați banii separat pe urechile de rack, le aveți deja în produsul pe care îl cumpărați. Ce mai avem? Avem cablu de alimentare. Mi-a place că este un cablu de alimentare universal. Deci dacă l-ați pierdut sau l-ați uitat, puteți să folosiți fără probleme un alt cablu. Adică nu este transformator sau o altfel de mufă. Și odată aici. Da. Asta e ca un fel de prezervativ. S-a folosit pentru ploaie. Eu asta, sincer, nu-mi place, dar să vedem dacă este benefic. Da, este pentru al proteja de praf, al proteja de sau de lichide, deci cam rece. Să nu mai fim gentili. Arată foarte bine. Se aude, da? Metal. Metal, adică nu e plastic. Marginile se dau jos și se prind urechile de rac. Presupun că așa. În acest unboxing am zis că o să vă spun doar câteva lucruri generale despre acest mixer. Îi spune X32 pentru că pot fi folosite până la 32 de canale, cu toate că e fizic, nu are decât 16 intrări, după cum puteți observa, de la input 1 până la input 16. Mi-ar fi plăcut ca cei de la Behringer să fie avut mufă combo, adică și XLR și jack în același timp, dar consider că acest lucru l-au pus pe modele de mixere un pic mai noi, acesta fiind parcă lansat undeva în 2014. Aici avem partea de auxiliare, auxiliar input de la 1 la 6 și auxiliar output de la 1 la 6. Avem conexiuni de jack plus conexiuni de RCA. Două conexiuni de jack pentru monitor. Talkback-ul, care este de obicei folosit în studio. Eu acest mixer, sincer, vreau să-l folosesc și în studio, dar și în live, adică mai exact cu trupa Grisa Music, să vedem celelalte conexiuni pe spate, mufa de alimentare. Aici este placa de sunet și cred că acele șuruburi de acolo sunt pentru atunci când vrei să înlocuiești placa de sunet. Aici, de exemplu, poate fi cumpărat un alt modul. Am văzut că este și cu USB record și așa mai departe. Deci modulul cu placa de sunet, USB 2.0,
avem outputurile de la 1 la 8. Cele 6 outputuri pot fi folosite pentru diferite monitoare sau altfel de echipamente, in-ear și așa mai departe. Și 7 și 8, după cum vedeți, scrie main output, adică left și right. Alte conexiuni, Ethernet-ul, adică aici vom conecta un router extern pentru a face conexiunea cu tableta sau cu dispozitive wireless, parte de MIDI, personal monitoring, ultranetul și, bineînțeles, conexiune către niște dispozitive tot de la ei. Aici avem partea de afișaj. O să vă explic în următorul tutorial cum îl puteți folosi. Suport USB pentru a folosi un stick, pentru play și pentru record. Avem fadere de 100 de milimetri motorizate. Mă încântă foarte mult că sunt motorizate, mai ales pentru un control wireless cu tabletă, cu telefon și așa mai departe. În zona aceasta avem practic gate, compressor, limiter, egalizatorul, cele 8 canale care pot fi schimbate de aici de la 1 la 8 sau de la 9 la 16 sau de la 17 la 24 sau de la 25 la 32. Pentru canalele de la 17, 24 și 25, 32 avem nevoie de un modul extern dacă vrem să folosim 32 de canale. Iar cealaltă parte este vorba de outputuri, grupul de la 1 la 8, busul de la 1 la 8 sau poate fi busul de la 9 la 16, la fel tot cu un modul extern. Și bineînțeles masterul. Dar celelalte detalii și o să-l vedem la lucru în episodul următor. Sper că v-a fost de folos acest unboxing. Următorul episod urmăriți pagina de YouTube Green Sound Music Production și o să vedeți un tutorial despre acest mixer, mai exact Behringer X32 Producer. Like și share paginii de Facebook Green Sound Music și abonați-vă canalului de YouTube Green Sound Music Production.